subiect și predicat, Marcel Romanescu le transmite angajaților primăriei Târgu Jiu că nu vor beneficia de majorări salariale, deși mai mulți consilieri locali susțin că legea îl obligă pe primar să facă acest lucru. Semnatarii proiectului de hotărâre, care prevede o majorare cu până la 10% a salariilor, avertizează că instituția poate fi acționată în instanță pentru nerespectarea salarizării personalului plătit din fonduri publice. Proiectul de majorare a salariilor angajaților primăriei municipiului Târgu Jiu a fost depus și așteaptă să fie dezbătut în comisii. Viceprimarul Aurel Popescu a declarat că de la începutul anului nu a existat nicio indexare a salariilor la rata inflației și de aceea este necesară majorarea cu până la 10% pentru ca legea să fie respectată. Nu este niciun lucru incorrect, nu este nimic pe lângă lege, e vorba de legea 153, legea salarizării, care trebuie respectată și de către primarul municipiului Târgu Jiu și de către tot ce înseamnă conducătorii ai UAT-urilor din această țară. Consilierii locali care au semnat proiectul de majorare a salariilor angajaților primăriei municipiului Târgu Jiu atrag atenția că instituția poate fi acționată în instanță dacă nu respectă legea salarizării personalului plătit din fonduri publice. Invitat la emisiunea Ora Adevărului, Eduard Lădaru, unul dintre semnatari, susține că legea prevede majorări treptate până în anul 2022. Legea este una foarte clară. De la 1 ianuarie, începând cu 1 ianuarie 2019, trebuia făcută diferența pe grila de salarizare dintre salariul pe cuvenit oamenilor în anul 2022 și salariul de la 1 decembrie 2018. Și se majora cu 25% din suma rezultată. Numai că nu s-a făcut acest lucru. Și riscăm în acest moment să fim dați în judecată de către oamenii din primăria municipiului Târgu Jiu și municipiul Târgu Jiu să piardă mult mai mulți bani. Cu toate acestea, primarul Marcel Romanescu nu este de acord cu propunerea colegilor din Consiliul Local și anunță că nu va exista nicio majorare. Ea spune foarte clar, salariile se stabilesc la propunerea primarului prin hotărâre de Consiliu Local, necondiționând în niciun fel modul în care îți stabilești salariile. Și aici că vă dau ca un exemplu, sunt foarte multe autorități publice locale, mă refer aici la primării și consilii locale, care au diminuat în această perioadă de criză salariile angajaților. Primăria Târgu Jiu are 148 de angajați.